Veneam la Sibiu, să-ți Răspuns dai corect. seama. Veneam la Sibiu, stăteam la poartă, băteam în poartă. Deschide, deschide. Nu, nu par de ochelari. Nu port ochelari, să-mi pun și eu lentile, să par și eu mai frumos. Ar fi cazul, doamnă, corect? Ne bucurăm. Acum vrea să devină polițist. Nu știu ce să zicem. Cu ce te ocupa în Sibiu? Cu ce te vei ocupa? Probabil cu același lucru care mă ocupam și înainte. Probabil. Dacă nu, vom încerca să facem niște chestii împreună. Nu înțeleg nimic din ce zici. Vorbește mai clar și mai rar. Așa voi face. Din Franța. Am fost în Franța. E Crăciun frumos. fericit și vouă. E frumos acolo. Am cerut-o Mulțumim pe frumos. soția mea. Paula, zis că pare că nu ați câștigat Și nouă voi. ne pare rău că dintre noi și el, dintre toți, l-a câștigat el. Adică și mie pare rău că n-am câștigat. Toate se întâmplă cu un motiv. Nu e Mulțumim problemă. frumos. Decât să fi câștigat și să nu fi învățat pe lecția aia, ieșeam afară cu bani și ne despărțeam, că eu eram în continuare orgolios și nu făceam nimic. Pe 1 februarie o să încep. Deci, Mai am un mulțumim pic. frumos, Mariana. Bună seara Bună și ție, seara, bună Dana. seara. Puțin cam târziu, mamă, și noi știm. O să dormim și noi înainte de 12, că de în ultimele 4 luni n-am avut. Cred că am dormit 2 ore sau 3, ceva de genul ăsta. Ca să de piatră să vă fericite, la fel și dumneavoastră. Oh, cu hainele o să fie o problemă, o să Nu, pentru mai trebuiască stați cu ea din aur. să ne luăm un dressing mare când o să ne Voi mutăm. vă dați seama că abia timp de 4 luni. Deci trecuseră, fiți atenți, trecuseră vreo 2 luni jumate din competiție și eu schimbase hainele între ele de 1000 de ori, adică repurtase, eu reschimba, adică purtam un tricou cu bluși, pe un tricou cu cămașă. Și după vreo 2 luni jumate spune și Gabriela, băi iubire, ce crezi? Am început să, cam sunt nevoită să-mi repet hainele, să-mi iau de acasă haine. După ce am purtat 100 de zile, alte haine, mereu alte haine. Ne Doamne. întoarcem la dacă ne povestim ce a zis ăsta pe sala de sport. Cred că Cred... am primit un clip acum o oră, jumătate de oră și cred că este exact discuția aia de Ar fi acolo. drăguț. N-am apucat să o vedem că am fost la masă, dar o să ne uităm și dacă e discuția aia o să o punem, să o vedeți și voi, e tare rău de tot. Adică acolo ne-am hotărât Să schimbăm finalul. să schimbăm finalul serialului, cum au făcut ăștia la Game of Thrones, că lor a convenit. Dangerous, Sibiu. Suntem la Suntem la familie. părinții mei acum, da. Din Valencia. Și noi o să venim să vizităm Mulțumim. foarte mult. Cel mai frumos cadou primit de la susținători? Băi, nu știu. Am primit mai multe cadouri și cred că toate au fost frumoase. Da, nu știu să zic ceva nume. Fac rău, Valentin. Corect, ești pe explicat ce rău. Seara când ai auzit? Vali, cum ai dormit în acea seară când ai auzit pe Andreea? Băi, frate, era chinul de fărâme pentru mine. Nu, e o fată super, dar vezi tu, când fiind acolo implicați, nu-ți pare că n-ai câștigat. Îți dai seama că-ți pare când știi că ești la limită, dar așa, ia uite aici. Am câștigat ceva ce n-are preț. E... O să venim și la București, da. Nunta religioasă ne-am dorit în vară, dar sperăm să reușim. Unde veți locui? Vă locui la Sibiu. A, deci dacă este clipul despre care vorbim, o să vedem, da, o să ne uităm și noi la clip, dacă este real, punem, dacă nu, o să povestim noi exact cum a fost. Și vouă o Și să vă dea ție, tot bine, că nu Cornelia. mai stau. Au fost un turc antrenat din acea discuție în care dădea interes că fiecare de român. Băi, așa, Păi așa a am înțeles, început. am înțeles. Așa a început discuția. Dimineața, Gabriela zicea, sănătate, du-te la București. Eu la Sibiu, tu Și la noi vă București. salutăm, de oriunde sunteți. Că nu vorba de haine, avea haine de firmă, Probabil. avea haine bune, nu știu, de firmă, de firmă, nu mă uitam la etichetă. Avea haine, normal. Valentin povestește faza. Tu ăsta ai gândit ultima săptămână, ai pierdut 40.000 de euro, mai rău, mi-e ciudă că ai câștigat în numărul. Băi, asta este, ce să fac? Ai să-i își pierd viața, eu am pierdut, nici n-am avut nimic ca să pierd. Noi o să locuim la Sibiu, da? Încă suntem la părinții mei acum, dar o să trebuiască să ne interesăm să ne mutăm la Sibiu. A câștigat pe ceva, nu contează cine a câștigat. Eu practic am intrat cu aceiași bani care am și ieșit, dar eram singur. Acum am o soție, am tot ce-mi doresc. Adică mai mult de atât nici măcar Crăciunul n-am. la părinții mei îl facem. Pe ce problemă este singur acasă, vă? Pro TV. O facem reclamă și ne dă amendă, să aflu. Unde faci nunta? Nunta, cred că la Sibiu, da, pentru că am foarte, foarte mulți Păi invitați. n-auzi că face nuntă ca aia grei, puternică. Nu au Sunt câștigat la mai repede din Kirper, cauza lui da. Valentin. Colegi din Dar cauza lor, mea, ce să dar fac acum? ești Spune-mi mic. tu.
Nu pot să las că îl iubesc prea mult. Te iubesc ca să... Mamă, de ce o iubești și tu? V-a zis Crăciun fericit Că și încă avea lui. haine de apă, mă, nu știu de unde avea. Și că bine că a schimbat finalul pentru că altfel spăceam televizorul. Lasă n-ai de final. Bine că a fost cum Apreciem că ați trebuie. fost alături de Vale noi. atât de capăt, avea cea mai frumoasă viață. Păi deja văd. Deja sunt fericit de tot. Ai o superioritate de să se facă. Măi, oameni buni, dar Iana are o superioritate de bărbat? Am înțeles, eu știu ce am, dar ea... Spuneți și ei ca să nu... Ți-a fost Mă, frică că ți-a poți fost... să te părinții ca Nu, tot? pe de când am vorbit cu mama Gabriele, de când am văzut de la început, am văzut că o lasă pe ea să decide tot ce dorește, așa că de ce să-mi fie teamă? Crăciun fericit Lasă, și vouă! dragilor, că ați luat ceva bani în total. N-am Ce luat bani niciun am luat? ban. Salutări de la Sibiu, salutări. Hai, vai acasă. Băi, vin, stai așa, că mă cui și că mă trezesc. Este un băiat bun și simt că o să fie un sos bun. Cu Frumos, ceva siguranță. frumos. Puteți să o salutez pe fetița mea, Havi. Havi, îți dorim multă sănătate, să fii cea mai Bună, frumoasă. Havi! Și ai grijă să nu-ți iei un comunist, că o să-ți fie viața grea rău de tot. Glumește și el. Nu știu ce am văzut. O superioritate. Chiar Gabriel, o este. superioritate de bărbat. Ceva corect, în sfârșit. Vali, ce era în sufletul tău când dormeam în camera? Cu Cu George George și tu. Tirag. Bă, ați văzut clipul? Băi, mă frământat de tot ce ai crezut pe geam. Nu știam să-i dau fugă, să nu-i redau. Ia, mă țineam continuu cu... Lasă că vedem, ne auzim după Revelion. Doamne, zic, ce fac eu aici? Mi-a fost greu. Valentina în kirpă și brânza bună. Adineu, mi-a zis Gabriela să-mi dea pâine e bună, că am mâncat pâine de casă. Așa că Gabriela e top. E top, e bombă, rachetă și ce-am mai zis de pe altă planetă. Vale, nu te-a să fie la Sibiu sau la București? Cred că la De ce? Sibiu, cred. Întrebați-o pe că eu nu mai hotărăsc nimic. La ce gafă am făcut, nu vezi că nu mai zic nimic. Valentina, ce Salutări mai... în America, v-am urmărit și am avut emoții pentru voi. Salutări și ție. Frumos, corect. Ne-am câștigat unul pe celălalt, asta e Corect. cea mai important. Cea mai insuportabilă la loc. Nu, am văzut la cum... Patoai pe lângă ușa ei. Băi, bă, dacă să vedeți chestie. Și nici Eu eu nu puteam să am dorm. crezut că doarme și nu știam ce să fac și am zis, bă, bată la ușa, bată la ușa, intru ușor, o pup și-o pe frunte, că nu-mi permiteam pe buze, că eram despărțiți, și pun un frunte lângă ea, știi, și se trezește dimineață. Și când am deschis ușa și-o văd acolo, zic, mamă, nu doarme. Și am ascuns repede frunte acolo pe bagaje. Ai fost la animale cu socul? Spuneai că îți place mult viața asta. Băi, n-am fost, am fost plecați toată ziua, dar mâine dimineață cred că e rândul meu să dau la animale. Mulțumim din suflet, mulțumim. Da, mă plimbam, Doamne, mai știam ce să fac. Eram... Zice că ce Eu să nu. nici nu i-am pus, n-am fost pus în situația asta așa. Ați câștigat un grup minunat, la fel ca voi. Voi sunteți minunați. Gabriel Hartle sună bine, nu? Sună frumos rău. Ce emoții mi-ați dat, Doamne, am plâns și am fost... Da, și noi când vedem unele clipuri și când eram în casă, eu știam că o iubesc, era logic și ea știa. Dar când am văzut și clipurile, cum mă vedeam pe mine, cum mă uit la ea când... Doamne, clipul ăla... Am pus eu pe Instagram, să vă uitați pe Instagram. Clipul când eu eram în sală și ea dansa într-o chiar cu negru. Doamne, deci când am văzut cum mă uitam la ea, fiu. În prima Vale, zi când ai ce... văzut-o, când am văzut-o prima oară în Turcia, mă uitam sus și cobora pe niște scări, știi, ca să vină în platou. Și când am avea o rochie verde și se vedeau picioare și când am văzut așa picioare, zic, Doamne, ia să vedem cine are picioarele astea, ce-i cu ea, ce-i cu fata De asta. unde Și a vin? început ea să zică că vreau un băiat cu 2 ani mai mare, zic, Doamne. Gabriela, ai susținut Paul și să nu zicea pe live că nu o N-am să zis mai țin niciodată că nu o să legătura ținem cu... legătura. Noi din part, eu personal din partea mea și vorbesc și numeric așa e, oricineva să vorbească cu noi o să ținem legătura. Eu în casă am spus că voi ține legătura cu Viorel, cu George și cu Paul. Acum, dacă ei nu-mi scriu sau așa, eu o să le scriu. Care este momentul vostru preferat din emisiune? Avem o grămadă de momente preferate și Nu minunate știu, dar și... majoritatea s-au întâmplat în sala de sport. Și împăcări și despărțiri și prima relație și... A, știți care a fost cea mai tare? Cu Steaua aia, când ne-am salutat noi prima oară. Ah, În da. prima seară când a fost gongul la 12 noaptea și... Ai murit când ți-a zis în sală că pleacă la Sibiu singură. Că nu știam ce să fac, pe cuvântul meu, mă uitam la ea și zic, Doamne, ce cu ea, mă, frate? Păi Chiar mă... asta se întâmpla. Doamne, Cel mai eu... probabil. Dar mă credeți, hai să vă zic ceva ce nu știe nimeni. Voi știți ce emoție am avut, eu am crezut că îmi zice nu. Am zis, fii atent că mi întoarce cartea mea și m-a omorât. Dacă îmi zicea nu acolo, e prea puternică, nu știam ce să-i mai fac. Să vă Oricum e deschide foarte sala de puternică. sport. Da. Ați. L-ai arestat? Încă nu l-am arestat.
Aia e o soră minunată, frumos. Da, am o familie foarte frumoasă, la fel și ea. Și voi sunteți minunați. Atâta timp când nu ne jigniți pe noi și nici pe alții, că nu e ideea să ne jigniți pe noi sau pe alții. Eroare la finalul pentru Anastas. Stați aici, nu voi Dar trebuie să am atât nicio de finală. dureros era atunci în seara pe ei. Trebuia să fie la Era nunci sfânt. normal, era normal. Tot în seara de spor sărut. Da, tot s-a întâmplat acolo. Și aniversarea am făcut acolo. Bine, cam toți am făcut acolo. Cu Viorel și Deni în morg, Africa Crăciunii București. A, sunt București, da. Mi-au zis că stau 2 zile acolo. Când v-ați despărțit, ați arătat cu curățile. Pur și simplu, ne-am luat la revedere și fiecare a plecat în drumul lui. Îți place Nardeal? Da, îmi place de Ardeaca mea. E foarte frumos aici, e liniște, nu e aglomerație, doamne, e super. Bine, sunt și e și perioada asta de sărbători. Aveți animale? Da. Da. Mă rugam săptămâna asta. Cred că de aia ne-am și împăcat, cred că s-a rugat atât de multă lume. Mulțumim din suflet oricum. De ce vorbiți așa urât? Ia de-i bloc. Nu, e bine, dar trebuie să vezi. De ce vorbiți așa urât? Așa nu este rămasă cu familia lui de Crăciun? Păi chiar astăzi ne gândeam exact cum o să facem, avem multe de făcut, trebuie să ne mutăm, trebuie să ne cumpărăm altă mașină, avem mai multe de făcut. Da, păi când a zis, da, sincer spun că eu, adică mă așteptam că va spune da, dar există și posibilitatea să spună nu. Cum te înțelegi cu tata socru? Foarte bine, chiar foarte Era bine. ca să Cât spun am da. apucat să vorbim, chiar foarte bine. Vrei să participi? Ce la ce nu? Gabi, vrei să la campionatul de rugăciune și de la ziua? Așa Dacă nu propun, vine, dacă sper nu să vine o magie reușesc. din cer, Dacă s-ar nu vine putea. Bebe, cel mai probabil o să participe, da? O să încep pregătirea din Martine, ianuarie. fața ta din final a spus tot, erai frașcă de supărat. Dar mă, nu E te-ai supărat, tu normal. n-ai fost? Tu n-ai fost supărat? Poate sunt alte motive pentru care eu am supărat, nu știu, zic și eu.